Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Mor. Băi, de-aia nu-mi place masajul, frate, mă doare rău. Da. Ia băi. Aha, ia mai fă-mi acolo. Mai fă. Hai că acum mai mă doare, văd. N-apești tu. Bă, pe ce dracu apet? M-a văzut pe picioare, pe la spate, pe aici, pe la shoulder. Mamă. Deci din două degete m-ai făcut praf, frate. Mă, nu zic așa cu două. Ah, nu, m-a ustur. Mamă, din râs să dau un plâns, mă, picioare. Nu mai pot. Dar știi că noi trebuie să insistăm mai mult de fapt pe burtă? Pe burtă și pe piept. Pe mașinile astea. Aaaa! Aaaa! Să nu mai am shoulder-uri. Aha. Știi că mă doare rău. E bără. Fă-mi și la omoplați. Că am avut odată un junghi. Mai sus. Pe acolo, nu știu, mi s-a încordat ceva. Un junghi de ăsta. Da, și ăla din stânga mi s-a blocat. Aha. Ah, ce ciudat e, frate. Eu nu pot să dorm nici măcar cu tricou pe mine. Sau să stau în casă. Da. Da, să mă iau unul să mă omoare cu mâinile. Zonele astea sensibile. Mamă. Ia stai să iau camera. Că asta se vede prost rău. Ah, acum e ok. Mamă, dacă m-ai prins până să pornesc camera. Da, hai că așa e ok. Deci, ok. Aici se oferă jetway. Îți dai seama că sunt. Alea sunt ori de fapt. Alea? Pierd. Bă, dar nici la tatuaj nu m-a durut așa. Aici. Da. Se simte. Și am și pe burtă, n-am și pe burtă. Le mai acoperă părul. Aici. Ah, da. Wow. Hai, să ne relaxați. Încerc să mă relaxez. Dacă mă încep să mă prind stare, oh, mori. Să mă relaxez așa. Ah, începe să doară iar. Nu, nu le doară. Dar e suportabilă durerea asta. Da. Ah, aici. Acum, mă, mă. Nu mai nimeni. Bă, da. Trebuie să stau încordat? Nu. Eu vreau să ne relaxați. Zici că miști organele. Primire, așa simt. Mamă! M-a luat la jupuie. Asta e. Bă, frate, foarte, foarte dureros. Nu știu cum să vă zic. Super dureros. Masseur profesionist. Ah, da. Personal. Da. Masseur personal, direct la domiciliu, tată. Cine e din Vâlcea? Scrieți. Cât e ședința ieftină? 2 milioane? Ora. De capul meu. Băi, dar doare un pic, dar e suportabil acum, cum faci, îmi place. Se simte că lucrează. Că... Și data viitoare adu și uleiurile la șmechere, nu? Pentru sup. Uite, o să le iau. L-au pus la vedere și... N-are nimic, că trebuie să fac. La serviciu vreau să... Deci, eu până... Trebuie să fac vreo 3-4 ședințe, oricum, nu? Sau câte trebuie să fac? Mai multe? Bă, nu cred că ai zis! Auzi mai multe 3-4 ședințe! Să vă zic cum stă treaba! Mi s-a terminat bio-oilul!
pot să vorbesc. O oară. Ai chicuță? Așa. Deci mi s-a terminat bio-oil-ul și am zis să, decât să mai dau 50 de lei pe un bio-oil, mai bine fac masaj, că e mai bine și mă masează un profesionist și intră mai bine pentru piele să se strângă când slăbesc. Știți că vreau să slăbesc 50 de kilograme. Și am zis și făcut. Am un vecin, l-am sunat, a venit la mine. Bă, frate, ce mă toare așa, bă! Nu, ce mă, nu pot să respir. Păi m-am încordat, frate, m-a durut, nu știi cum? Ce ai să stai de mine? Vai de mine. Vai de mine. Păi bune, deci nu fac nicio caterincă. Nu știu. Fraților, nicio caterincă, mă doare de mor. Nu mai faci așa, faci altceva. Ai de capul meu. Bă, putem să facem pauză, că nu mai pot. Deci mai pot, gata. Vă las. Sau este că trebuie să pun camera jos. Nu, că poate vrea și eu lumea să vadă prin ce dureri trec. Deci prefer să stau nemâncat 3 zile, frate. Să mai fac un masaj de asta. Și așa o trag mâvire. Sunt așa. Sunt. Stai, fă-mă și pe piept un pic. Mai lasă-mă zona aia un pic să mai revin. Mă doare rău zona aia. Uite și pe aici am vergeturi, uite Alex. La sub braț, la piept, la umări. Și stase zona astea doar. Mamă. Oricum și la piept am mult exces de piele și vreau să se strângă frumos pielea pe piept, știi? A disperat țâțele astea, vreau să scap de ele. Acum ce am să mai mănânc pui și tot ce am auzit de... Am auzit că puiul are foarte mulți hormoni de creștere, nu? Și hormonii aia în crestări. Da. Și de unde să mănânc, frate, pui? Orice. De țară. Bă, dar n-am mai mâncat foarte mult. Am mai mâncat niște aripioare acum câteva zile. Iasă. Dar să știi că nu mănânc zilnic pui. Adică mănâncam o dată pe săptămână, două. Știi, nu mai mănânc așa nebun ca necatul. Păi când am slăbit-o prima dată și ce mâncam, mai piept de pui. Piept de pui salată, piept de pui salată, piept de pui salată. Dar mai simt ziua e mai mic. Îmi făceai ziua aici. Da, și mâncam 7 copănele. Vrea întregi. Cu ce cu pulpa inferioară și cu pulpa superioară. 7 mâncam la 14 ani, 12 ani. Și cu piure și salată. Rupeam, frate. Rupeam. Dar prima dată când am slăbit acum 7 ani, când am slăbit 50 de kg, băi, nu mai puteam, aveam repulse față de pui. Și mi-a rămas repulse asta așa cum mi-a rămas. Și de-aia nu prea mai mănânc, decât așa niște copănele sau aripioare. Nu mai îmi place pieptul de pui ăla să nu mai văd. Am mâncat în prima zi, când, primul meu clip, dacă vă uitați, am mâncat piept de pui, pentru că eram foarte motivat, acum când m-am reapucat. Când în prima zi eram atât de motivat, mi-am luat o conservă de fasole și piept de pui. Mi-am prăjit pieptul de pui, în tigaie, fără ulei, bineînțeles, am preferit. Și fasolea așa, frate, am încălzit-o. Bă, fasolea era dulce ca dracu. Și n-am putut să mănânc, n-aveam poftă de mâncare. Pieptul de pui era destul de suculent, dar se mai accese așa. Uitați-vă primul episod, dacă vreți să vedeți. Hai că asta nu-i durat, simți tu. Mamă, câte gelatină! Nu se vede? Ia, uite. Da, deci o... Dar oricum, frate, față de alții care sunt mari, sunt grași, am avut grijă să slăbesc ok și nu mi s-a lăsat așa și umbra pe mine. Și am și conformația bună. Adică, contează și geneticul. Știi? Da. Sunt structurat bine și am avut noroc că nu mi s-a lăsat așa pielea. Altora li se lasă, frate, până la genunchi burta. E nasol. Și de-aia le zic și la copiii ăștia care mă urmăresc. Băi, slăbiți, băi, încet, nu vă grăbiți. Eu acum m-am grăbit un pic, recunosc. Dar uite, bag masaje, încerc să fac sală, să fac mișcare, tot felul de exerciții. Să-mi crez masa musculară.
Deci nu e suficient doar să mănânci puțin ca să slăbești, dar trebuie să ai grijă cum slăbești. Dacă slăbești prea repede și fără sport și fără masaje și fără astea, ai și un genetic mai prost care nu te ajută, atunci ți se lasă pielea foarte rău. Și e nasol. Trebuie să aveți doar timp, să aveți răbdare. Wow, o sugrumă. Și știu unde aș mai vrea, Alex? La picioare. Aici, la pulpă. Aici. Exact. Zona aia. A, ce mă doare și aici. Haideți că Alex a băgat la picioare. Ah, nu mai suportam, pe cuvânt. Nu mai suportam durerea. Cât am făcut, Alex? 10-15 minute? 20? Nu știu, mi se pare că a trecut o oră. Pe cuvânt, deci o durere ca asta, haide, acum. Dar vreau, vreau să slăbesc frumos, să mi se strângă pielea, să fie ok. Și trebuie să faci, sacrificiile astea sunt duri. Am picioarele foarte groase, mai ales aici sus. La gambă s-au strâns bine, dar sus nu se strânge bine deloc pielea. Am văzut că e foarte moale pe interior și de-aia vreau să-mi fac pe Alex și aici la picior, sus, la coapsă. Foarte important. Deci, coapsele, burta și pieptul. Și aripioarele. Da, aia intră la burtă, cum ar veni. La brațe, nu, la brațe mai puțin. Acolo nu e diferența foarte mare, plus că eu sunt și genetic pe brațe. Bă, mă mori! Bă, frate! O să zică lumea că fac la mișto să-mi bat piciorul. Mamă, cum ai prins! Eu zic, ție o salut, măi. Păi... Păi acum, sigur, nu-l pun. Mamă! Vrei să-i speri? Oleu, ce mă doare și nu pot să vă arăt. Nu știu, pot să mai țin camera asta. Acolo, pe interior, îl face. Bă, mă doare de mor, frate. Fă-mi și mie mai ușor un pic. Cruță, mă. Pentru prima ședință iau mai ușor așa. Băi, frate, nici la sală, bă, nu te doare. Mamă. Prima zi ați văzut? O febră? Ba da. Ba da, m-a durut. Prima săptămână am avut febră. Cum am apucat că, na. Vergeturi. Vergeturi? Da. Mamă, deci am vergeturi de la genunchi până la sus, la fund, până la toată coapsa, toată pulpa. Dar nu sunt așa vizibile, nu? Mai nu sunt vizibile, problema e... Fiu. Sunt dureroasă, vedeva. Ah, eu credeam că doar estetic. Deci vergeturile dor foarte tare la masaj. Uite, asta nu știam. Am învățat și eu. Gândeam doar la estetică, dar zici că nu sunt de la vizibile, că acolo am și acces, mă uit. Plus că mai am și păr pe picioare. Ai 32 aproape. Da. Doi avea 80. Și zici că e bine să fac masaj periodic, așa, măcar o dată pe săptămână, nu? E, ar trebui mai mult. Sală, masaj, bazin, sport, în aer liber. Tot felul de sport, da, o să fac. Am fost și la piscină ieri, am înotat. Și o să bag și masaj. Și în rest nu mai beau. Maxim o bere, așa când am poftă, știi? Când mai mănânc niște mici, când așa. Când mai iau și eu câte un cheat meal, mai beau câte o bere sau o cola. Dar înainte beam 4 litri, frate, de cola sau bere sau orice altceva în afară de apă. Nu beam, numai sucuri, bere și cidru și prostii. Da. Nu, îl pun. Dar pui mai tai din el. Normal că tai din el, e bun. Stați chiar mai Alex la ciuguleală. Mamă. Aici e eu. Bă, doare, bă, frate. A, doare, doare. Doare rău de tot. Cam atât pentru clipul de astăzi. Ești nevățat.
Da. Păi să știi că n-am mai făcut masaje. Un singur masaj am făcut o dată, când m-a rămas blocat de spate. Și m-a durut și tot, nu m-a deblocat. Prea dată cu 200, băi, 100, 200, treacă așa, nu. Hai să fac și o încheiere pentru clipul ăsta. Cam... Faci stai așa, nu, lasă să... Cam atât pentru clipul de astăzi. Alex m-a luat la masaj, rău de tot! Nu uitați să vă mâncați sănătos, să faceți mișcare. Eu sunt Toto, până data viitoare. Ciao! Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar.